Cred că ar fi bine în toate bisericile să schimbe amvoanele cu unul din ăsta, că nu s-ar mai lupta frații pentru ele. Aș vrea să avem un subiect în această dimineață despre darurile spirituale, despre înzestrările pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi, ceea ce numim noi talanți, ce fel de talanți ne-a dat Domnul și cum am putea să ne-i descoperim. Pentru aceasta aș vrea să citim un text din Matei 25, poate că puteți spune și textul pe ecran, Matei 25, de la versetul 13, pilda talanților. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a adunat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia a dat 5 talanți, altuia 2 și unul altuia. Fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat cu ei alți doi talanți. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus și a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Să ne oprim cu textul aici, vă rugăm să ocupați locurile. Ați auzit predici nenumărate din pilda aceasta Domnului Iisus Hristos. În dimineața asta vreau să fac două lucruri. Să avem un mic comentariu despre această pildă și apoi să, în partea a doua, să ne concentrăm cum am putea să ne descoperim talentul pe care ni l-a dat Domnul. Eu personal cred că orice creștin are de la Domnul mai multe daruri încredințate de El. Ele sunt date pentru folosul altora, pentru folosul trupului lui Hristos, a bisericii Domnului. Dar la începutul acestei lecții aș vrea să urmărim aceste trei lucruri despre care spuneam, talanți, talente, daruri, o să discutăm puțin despre asta. Apoi, în al doua parte, lecții practice pe care le putem învăța din pilda aceasta Domnului, urmând ca în ultima parte, care este cea mai mare, să avem câteva idei cum am putea să ne identificăm talentul pe care ni l-a dat Domnul. Dar să începem cu începutul, talent, talent și daruri. Noi avem în limba noastră o problemă destul de complexă, pentru că talent, talent sună foarte similar și ni se pare că este tot una. Și într-un fel avem dreptate, pentru că multe dintre talentele noastre sunt talanți încredințați de Domnul. În vremea Domnului Iisus Hristos, un talent avea în jur de între 34 și 36 de kilograme. Dacă era de argint, era valoarea unui câștig a unui om obișnuit timp de 20 de ani de muncă. Observăm dintr-o dată că este o valoare enorm de mare. Dacă era de aur, ar costa în jur de 2 milioane de dolari în banii de astăzi. Acesta este talentul, de fapt. Era o unitate de măsură a unei valori, să zicem, bănești, despre care vorbește Domnul. Aș vrea să remarcați faptul că și omul acela care a primit un talent, pe care cei mai mulți dintre noi începem să avem simpatie pentru el și, sau milă, într-un fel, că domnul săracul numai unul a primit o sumă enorm de mare de bani, 2 milioane de dolari. Pe mulți dintre noi ne-ar ruina o asemenea sumă de bani. Nu ne-ar ajuta cu nimica. Talent însă înseamnă complet altceva, aptitudine, înclinare născută într-un anumit domeniu, capacitatea deosebită pe care o are cineva, înnăscută sau dobândită,
într-o ramură de activitate care favorizează o activitate creatoare. Asta este o definiție din DEX, din dicționarul românesc. E bine, în Biblia noastră și în teologia noastră vorbim mult și despre daruri, nu? Daruri, carismata, darurile spirituale, le găsim în Sfânta Scriptură, sunt capacități date de Duhul Sfânt credincioșilor pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Spuneam și aseară că există mai multe liste de daruri spirituale în Scriptură și eu personal cred că darurile spirituale nu sunt limitate. Dumnezeu le va da în funcție de nevoile Bisericii care parcurge linia timpului, dacă vreți. Duhul Sfânt dă bisericii sale daruri, spune 1 Corinteni 12, versetul 4-6, și darurile acestea sunt carismata, deci darurile Duhului Sfânt, tot acolo ni se spune despre slujbe sau diaconia, și energema, care înseamnă putere de a produce rezultate. Sunt trei cuvinte foarte importante din textul acesta pe care ar trebui să le înțelegem. Haideți să vedem acum, din pilda Domnului Iisus Hristos, despre talanții aceștia care au fost dați robilor rămași acasă, să învățăm câteva lecții foarte practice pentru viața noastră. În primul rând, prima lecție este că succesul este produsul muncii noastre. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, că vom avea succes în viață în funcție de efortul pe care îl facem în direcția respectivă. Din păcate, însă, sunt unii oameni care cred că succesul înseamnă altceva, să fii șmecher, să te descurci, nu? Mai avem în limba română o serie de expresii de genul ăsta, zice, un om s-a descurcat, s-a ridicat, nu? Uneori se ridică ca să aibă de unde cădea. Munca noastră, însă, întotdeauna are ca rezultat succesul nostru. În pilda aceasta îl vedeți pe omul care muncește, nu? Pune bani în negoț, câștigă mai mult și este intenția lui Dumnezeu ca investiția dată de el să ne ducă la progres, la creștere a investiției inițiale făcute de el. Noi am fost creați pentru muncă, nu? Edenul este locul de muncă și de pază a rezultatelor muncii, nu? Dumnezeu a zis lui Adam, muncește și păzește grădina, avea și să o păzească, nu? Trebuie să păzim rodul muncii noastre. A doua lecție foarte importantă este că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru lucrarea la care El ne-a chemat. Talentul, așa cum spuneam, este peste 2 milioane de dolari și nu trebuie să-l compătimim pe omul acela care a primit numai un talent, nu? Biblia ne spune în Efeseni 2:10 că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci suntem destinați din partea lui Dumnezeu pentru o muncă, nu suntem chemați să lenevim, nu? Încă o dată revin ceea ce spuneam aseară. Nu suntem chemați să stăm într-o gară, să așteptăm trenul veșniciei, ci suntem chemați să lucrăm, să fim activi până când vine Domnul. Talanții nu sunt dați să-i păzim, cum a interpretat omul acela de la urmă, care i-a îngropat și s-a pus să aștepte în gară, nu venirea stăpânului, și ați văzut ce a pățit. Dumnezeu ne oferă în mod intenționat diferite tipuri de resurse și talente, nu? Ca să ne facem lucrarea la care El ne-a chemat. A treia lecție foarte importantă, nu suntem creați egali. No, asta nu prea ne place, nu? Nu suntem egali, absolut deloc. Revoluția franceză a comis probabil una dintre cele mai majore greșeli din istorie, vorbindu-ne despre egalitate, fraternitate și libertate, nu? Noi nu suntem egali. Dumnezeu nu ne-a creat egali. Suntem diferiți unul de celălalt. Unul poate ridica 100 de kilograme, unul de abia 10. Nu? Unul poate fugi mai tare. Toți avem capacități diferite. Singurul care ne cunoaște capacitățile reale este Dumnezeu care ne-a creat.
Și Dumnezeu dă fiecăruia după puterile sale. De aceea n-ar trebui să ne uităm cu jind la cei care au primit mai mult, pentru că, în primul rând, Dumnezeu știe că i-a creat cu posibilitatea să ducă mai multe și ar trebui să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, că El a judecat corect capacitatea pe care noi o avem. Fiecăruia îi se dă după puterile sale. De fapt, în versetul numărul 15 spune așa: unuia a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 și unuia 1, fiecăruia după puterea lui. După puterea lui. De aceea, când vorbim de egalitate, vorbim despre o noțiune care nu este reală. Noi nu suntem egali. Suntem egali în fața mântuirii. Avem drepturi egale, avem ușe deschise pentru toți, pentru mântuirea noastră. Dar Dumnezeu ne-a făcut diferiți unul de celălalt. Ideea numărul 4 este: nu suntem proprietari, ci administratori a ceea ce am primit de la Dumnezeu. Nu ne-a dat Dumnezeu să fie al nostru ceea ce ne-a dat El. Timpul și resursele care ne sunt încredințate nu sunt ale noastre. Zilele nu sunt ale noastre, resursele nu sunt ale noastre. Dumnezeu ni le dă, iar treaba noastră este să trăim o viață roditoare, să le punem în negoț, să punem banii aceia în circulație și să aducem venit Domnului. Dumnezeu ți-a dat un talent, o capacitate, o abilitate diferită de altora, în funcție de resursele tale fizice, mentale și spirituale, ca să aduci rod, să înmulțești averea împărăției lui Dumnezeu. Lecția numărul 5, foarte importantă: nu luați niciodată decizii din frică în ceea ce privește darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Iată un om, aici Domnul i-a dat un talent și nu și-a asumat niciun risc, nu, cu finanțele primite, deoarece se temea ca să nu-l dezamăgească pe stăpân. Da, dacă pierde, nu? Da, dacă nu o să le placă la frați, dacă nu o să fiu primit bine, nu? Mai bine tăcem din cură, mai bine nu facem nimic, stăm cu minte. Dintr-o dată iar venim la sala de așteptare, ne punem pe scaun și așteptăm să vină trenul veșniciei. Sună o filosofie cu minte într-un fel, dar este expresia fricii noastre să nu pierdem ceea ce ne-a dat, să nu râdă alții de noi: mă, nenorocitul ăsta a primit numai un talent și uite acum face pe bățosul să duce să-l înmulțească la bancă, nu? Mă, dacă ne dădea mai mulți, probabil altfel era, nu? El credea că învățătorul său are standarde înalte și urăște căile nepăsătoare ca să ceri ce e mai bun și să nu îngădui greșeli, nu? Așa zice în versetul 24: eu te știam, ești un stăpân foarte pretențios, nu? Secer de unde n-ai semănat, vrei să câștigi ceea ce n-ai făcut tu eforturi, nu? Și omul acesta ia decizia din frică, să nu aibă de-a face cu acest stăpân cu standarde înalte la care el probabil se teme că nu va ajunge niciodată. Frica slujitorului l-a condus până la punctul în care acțiunile sale nu aveau niciun sens. Ai primit o sumă mare de bani, 2 milioane de dolari, te duci și îngropi în curte, în grădină, nu? Și aștepți să-i dai înapoi Domnului când vine. Ar fi putut să-i pune și el în negoț, ca toți ceilalți, să se ducă la o bancă, să lua zarafi, cum erau numiți bancherii pe vremea aceea. Nu? Apropo, știți de ce evreii au o oglindă în casa de bani? Au o oglindă. Să fie sigur că ei umblă la bani când o deschid. Nu umblă altcineva acolo. Sunt oameni care întotdeauna sunt dominați de frică, nu? Să nu piardă, să nu vină cineva, să nu fure cineva ceea ce are el. Niciodată nu luați decizii în acest sens din frică. Lecția numărul 6:
toți vom fi trași la răspundere, toți vom da socoteală de darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Talentul acela de 34-36 de kilograme, nu? De argint sau de aur, ți l-a încredințat Dumnezeu, 5 sau 1, nu contează, mai mult sau mai puțin, vom sta înaintea stăpânului și vom da socoteală de investiția care el a făcut-o în viața noastră. Dumnezeu răsplătește un om înțelept care își asumă riscuri, care investește, care înmulțește împărăția și averea împărăției. Știți ce a spus Domnul la ăsta cu un singur talent? Zice, leneș și viclean. Pentru că, să vă spun ceva, lenea și viclenia merg împreună. Că dacă leneșul nu ar fi viclean, ar muri de foame. Ăsta trebuie să fie șmecher, trebuie să fie viclean ca să supraviețuiască. Și Domnul îi spune exact pe nume, tu ești și leneș și șmecher. Ai crezut că mă păcălești la urmă, nu? Îmi dai ce ți-am dat și totul este în regulă. Nu este în regulă. I-a luat ceea ce i-a dat Domnul și a dat cui? Celui mai productiv, nu-i așa? Celui care înmulțește, care face treabă bună. Și ultima lecție la care ne vom opri în această dimineață este că Dumnezeu răsplătește efortul fiecăruia dintre noi și nu numai că ne răsplătește efortul, dar promovarea noastră în ierarhiile cerești depinde de hărnicia noastră. Slujirea sârguincioasă este calea spre promovare. Rob bun și credincios, spune Domnul celor doi, primilor doi. Rob bun și credincios. Celuilalt zice rob, leneș și viclean. Asta e pocăită sau e un vespe? Poate vrea să întoarcă la Domnul. Rob bun și credincios. Haideți să vă citesc dintr-o traducere diferită a Bibliei și ce vă recomand eu? Știu că iubiți telefoanele și sunteți toată ziua pe telefoane. Sper că aveți descărcată e-Biblia, nu? Puneți-o pe telefon și uitați-vă la alte traduceri în limba română a versetelor din Biblie. Vă rog să nu împărtășiți ideea aceasta că toate alealte sunt niște rătăciri și niște greșeli de traduceri. Numai noastră e bună, ok? Eu nu vreau să sperie să dezamăgesc pe nimeni, dar avem și noi foarte multe greșeli în traducere pe care noi o folosim. De aceea e bine să vă uitați la mai multe traduceri ca să înțelegeți mai corect un anumit verset din Biblie. Eu când fac studii biblice la biserică, ajung la un cuvânt cheie și întotdeauna mă uit prin 10-20 de traduceri ale Bibliei în limba română și le pun pe toate pe ecran. Oamenii înțeleg mult mai bine ce vrea să spună versetul respectiv. Iată ce spune una dintre aceste traduceri, zice, bravo, rob bun și credincios. Ai fost credincios în gestionarea acestei sume mici, așa că acum vă voi da mai mult, mult mai multe responsabilități. Îmi place, cred că cineva, așa. Iată care este, de fapt, esența acestei pilde și aș vrea să citiți lucrul ăsta în Noul Testament pe înțelesul tuturor. Avem și asemenea variantă care, părerea mea, că este foarte utilă. Ne ajută ca în limba de astăzi să înțelegem ce vrea să spună cuvântul Domnului. Cel care întrebuințează cum se cuvine ceea ce i s-a dat, va primi încă și va avea din belșug. Dar omului nevrednic îi se va lua până și puținul ce a fost încredințat. Citiți, așa cum spuneam, mai multe variante și veți înțelege mai profund textele Noului Testament. Cam atât despre lecțiile practice din această pildă. Și acum am vrea să încercăm să dăm câteva idei
tot practice, ca să ne putem identifica talentele care ni le-a dat Domnul. Apostolul Petru, în 2 Petru 1, capitolul 1, versetul 3 la 8, spune că liderii bisericii ar trebui să identifice chemarea fiecăruia dintre credincioși și să-i ajute la descoperirea talentelor, dacă vreți, care au fost primite de la Domnul și să le faciliteze, să-i ajute să-și exerseze aceste înzestrări divine pentru creșterea bisericii, daruri spirituale, talente, aptitudini și așa mai departe. Să știți că există o serie de teste prin care putem fi ajutați să ne descoperim care este talentul sau chemarea care o avem de la Domnul, darurile spirituale care le avem. Nu este locul acum și sunt convins că liderii dumneavoastră vă vor ajuta să intrați în posesia acestor teste și să vă faceți un test personal și să vedeți ce daruri v-a dat Dumnezeu vouă. Scopul meu este să vă ajut cu niște idei practice cum să vă puteți identifica talentul sau talentul pe care vi l-a dat Domnul. Aș vrea să vă spun că, uitați, aici există un fel de grafice, le găsiți peste tot pe internet, de exemplu, în care ni se spune că există cel puțin 9 feluri de inteligență. Suntem dotați de Dumnezeu cu 9 feluri de inteligență. Le puteți vedea acolo, nu vreau să le parcurg pentru că costă prea mult timp, dar le puteți reține, le puteți studia și puteți descoperi imediat ce fel de soi de inteligență v-a dat Dumnezeu vouă. Pentru că toți suntem diferiți. Eu, de exemplu, mă uit la un frate de-a meu din biserică, suntem prieteni foarte buni, Domnul i-a dat o inteligență deosebită să se descurce în afaceri, face milioane. Și eu degeaba m-am dus pe la școli, vorba aceea, am o groază de ani pierduți pe acolo, nu știu să fac bani. Nu mă pricep deloc, nu sunt inteligent în domeniul ăsta. Și mi-ar place să știu și eu ceva mai mult, să o duc un pic mai bine în lumea asta. Pe urmă, sunt oameni care sunt foarte inteligenți în a avea relații cu alții. Imediat știu să vorbească, să-l convingă, o inteligență diferită de altora, nu? Eu foarte de multe ori am spus că toată viața am făcut eforturi deosebite să mă înțeleg bine cu toți frații. Cu toate că mie îmi plac mai mult cărțile decât oamenii, că așa m-a creat pe mine Dumnezeu. Și atunci fac eforturi foarte mari să-mi depășesc slăbiciunea asta. Uneori am zis că aș fi foarte bun păstor să nu fie oameni în biserică. Pentru că oamenii mă obosesc, mă tulbură, nu? Cărțile, na, fain, stau în raft unde le pun eu și ascultă de mine. Ei, sunt aceste inteligențe deosebite. Sunt oameni care sunt înclinați să studieze natura, cunosc totul despre toate lucrurile, nu? Eu am un băiat care așa de mult iubea natura că venea acasă întotdeauna cu buzunarul plin de pietre, de frunze, ba broaște mi-a dus într-o zi acasă. Iubea natura, nu? Tot ce se întâmplă. Nu? Ce să mai spun când a îngrozit-o pe maică-sa când a dus niște râme pe care le-a pus în bucătărie. Oamenii au diferite feluri de inteligență. Descopere care este domeniul ăsta în care ești tu creat, nu? Acolo vei face progrese, în domeniul respectiv. Haideți să vedem câțiva pași foarte practici. Unii am ascultat niște copii foarte talentați să pricep la muzică, la sunete și așa mai departe. E o inteligență specială asta, nu? Soția mea a terminat artele plastice, e foarte bună la desen, la pictură. Alt soi de inteligență, nu? Pe urmă sunt filozofi, sunt tot felul de oameni. Așa a creat Dumnezeu lumea în divers. Suntem diversi unul față de celălalt. Haideți să încercăm să ne identificăm darurile care ni le-a dat Dumnezeu. Sfatul numărul 1,
reflectează asupra pasiunilor tale. Gândește-te bine și pune pe hârtie ce-ți place ție din lumea asta, ce-ți place să faci, nu? Gândește-te la activitățile care îți produc bucurie și te simți energizat după ce faci ceea ce faci, nu? Ce-ți place să faci în timpul liber? Talentele tale pot fi legate de activitățile pe care le faci cu plăcere, fără să te simți obosit și plictisit, nu? Asta spune foarte mult despre pasiunea pe care tu o ai. Când nu te obosește, când îți face mare plăcere, când te simți relaxat, când te duci, când auzi că cineva face ceea ce îți place ție să faci, te duci și tu acolo. Pune pe hârtie lucrurile care îți plac și care te pasionează. Numărul 2, văd că aici am fost mai harnic, am pus toate astea pe hârtie. Numărul 2, testează noi activități. Încearcă ceea ce n-ai mai făcut până acum. Să vezi dacă merge sau nu merge, nu? M-am supărat de câteva ori pe niște dirijori, niște cântăreți care aveam eu și mi-am cumpărat niște, mexicanii le spun mariachi. Sunt niște cântăreți din aia care cântă la nunți, așa. Și mi-am cumpărat niște statui din alea de metal sudat, niște mariachi din aia care aveam în hol. Și au venit dirijorul de cor la mine acasă și m-a întrebat, ce-i cu ăștia? Am zis, mai ăștia singurii dirijori cu care n-am probleme, absolut deloc. Mi-am cumpărat să i-am aici, mă înțeleg grozav de bine cu ei. Ei, de-aia nu m-am apucat să cânt, nu m-am apucat să dirijez, nu? Pentru că mi-am dat seama că nu-i de mine treaba asta, deși ar trebui să încerci. Ia, încearcă și tu să vezi. Că poate ai fost foarte critic cu chitaristul ăsta de bas de aici, nu? Ia pune mâna și tu să vezi cum sună, nu? Încearcă să vezi. Vei avea respect pentru ceilalți care o fac bine. Cel puțin dacă nu o să descoperi că îți place și ție pe urmă. Încearcă lucruri noi și vezi ce ți se potrivește, ce merge la tine, ce funcționează. Fie că e vorba de arte, sport, știință sau abilități tehnice, expunerea la diverse domenii te poate ajuta să descoperi talente pe care nu știai că le ai. Încearcă ceva diferit, încearcă ce n-ai mai făcut până acum. Sfatul numărul 3. Cere opinia altora. Ok? Cere opinia altora. Cei din jur pot fi, cum ar fi prietenii tăi, colegii sau familia, îți pot oferi o perspectivă obiectivă asupra talentelor tale. O să spună, probabil, las o baltă, că nu merge, nu? Și atunci te scutește de o groază de eforturi inutile, nu? Și cheltuieli de timp și de energie și probabil și de bani, să nu te mai apuci de chestia aia. Ascultă ce spun și alții. Întreabă-i ce cred că faci bine în activitățile pe care le exersezi, nu? De aceea biserica are un rol extraordinar în a ne ajuta să ne descoperim anumite talente, pentru că biserica poate să spună, frate, ne-a plăcut bine, mult predica pe care ai spus-o astăzi, mai încearcă, te mai punem. Nu? Și poate că ăsta este talentul sau chemare care o ai tu. Dacă frații spun, domnule, bine, ai încercat, a fost, da, ar trebui să te rogi mai mult, să postești mai mult, nu? Unul dintre băieții mei a venit odată acasă de la parc, unde au avut un meci de fotbal. Și mi-a zis, tati, am descoperit care e diferența între români și americani. Care? Zice, când un american dă pe lângă poartă, toți ceilalți colegi zic, nice try, ai încercat, fain, ai încercat bine, știi? Zice, când dă un român pe lângă poartă, zice,
nebunule, prostule, tântălăule, orbule, toate epitetele, zice, vin deodată, nu? Bietul om nu știu dacă mai are curaj să mai șuteze vreodată după asemenea încurajare, nu? Din păcate, lucrul ăsta se întâmplă și în bisericile noastre, nu? Tragi pe lângă poartă odată cu o predică, Domnul să ne ierte, și auzi niște încurajări de genul ăsta, nu? Și nici nu mai încerci vreodată. Am întâlnit surori care, după ce au recitat prima poezie, n-au mai recitat în viața lor, sau după prima cântare, n-au mai vrut să cânte niciodată, pentru că a venit cineva și le-a făcut praștie. N-ar trebui să-i criticăm chiar așa de tare, poate că e bună ideea să se spune, mai încercat, no, prima dată e bine, lasă că data viitoare poate nimerești mai bine, nu? Ar trebui să încurajăm oamenii să-și încerce, nu o singură dată, să zic așa, talentul, ci să le dăm voie să mai încerce până când se conving și ei că nu merge, nu? Sau să descopere că, într-adevăr, au un talent și cresc în domeniul respectiv. Cere feedback, deci cere părere altora. Cere părerea unor oameni competenți, care sunt buni și de treabă și care îți vor binele. Numărul 4, analizează succesele tale anterioare. Gândește-te la momentele din trecut în care ai avut succes sau ai fost lăudat pentru o anumită activitate. Talentele tale se pot manifesta prin aceste mici realizări, dacă vreți. Haideți să vă spun ce mi s-a întâmplat în clasa a cincea. În clasa a cincea am făcut-o într-un sat vecin cu satul în care eu m-am născut și la ora de desen, nu, ni s-au pus trei piersici pe o măsuță și a trebuit să le desenăm. N-am reușit noi să le desenăm și ne-a dat temă de casă să le colorăm acasă. Cum părinții mei erau săraci, mi-au cumpărat un căiet de desen de la mai necăjit, mai de joasă calitate. Am dat eu cu acuarela și piersicele mele au devenit extraordinar de realiste pentru că hârtia aia a făcut niște boți pe ea, așa că semănau cu coaja de piersică, domnule. Când le-am dus la școală, dascării au fost extaziați. Ce talent fantastic am eu, nu? Dar săracul, talentul era hârtia și norocul, nu? Ei, asta mi-a intrat în cap că eu am talent la desen, nu? Am luat-o în serios. Tata lucra la un depozit de chimicale. Știți că atunci erau prăvălii peste tot în sate și de la un centru se ducea cu mașina marfă la toate prăvăliile. Și ce marfă se ducea? Printre altele vopsele. Vopsele de alea de uși, de garduri și așa mai departe. M-am dus la tata și am cerut vopsele și mi-a dat de alea de vopsi garduri și uși. Și am început să pictez. Un coleg de-a lui tata, n-am să-i iau niciodată numele, fratele Șandru, că era de la frații baptiști, era un pictor foarte bun. Și ăsta folosea vopselele lui tata. Ăsta mi-a dat și primele tuburi de vopsea adevărată de pictură. Nu? Și am început să pictez și ăsta m-a îndrumat. Ce să mai spun, la liceu am fost coptat în cercurile de artă ale liceului, m-am apucat și de sculptură și acum pe coridoarele liceului sunt niște obiecte care pe vremea aceea eu credeam că sunt statui de lemn pe care le-am cioplit eu. Mi-a intrat în cap că eu am talent și am vrut să mă fac arhitect. Dumnezeu însă a avut alte idei pentru viața mea. N-am reușit la arhitectură și atunci m-am dus la construcții ca să nu mă duc în armată. Hotărât că după un an sau doi mă duc din nou la Ion Mincu, la București, unde erau 10 locuri, așa au fost vreo 1500 de candidați, nu? O să mă duc și o să ajung arhitect. Nu m-am mai dus deloc, că m-am pocăit în primul an de facultate și Dumnezeu mi-a descoperit alte talente.
Dar m-am căsătorit cu una care a făcut artele plastice. Cred că am vrăjit-o cu faptul că știam foarte multe despre artă. Am citit despre toți pictorii care sunt și care puteam găsi. Și când a descoperit asta un inginer, nu? Că în vremea aceea zice că inginerii știu totul și în afară de asta nimic. M-a luat de bărbat și acum discutăm despre artă după 50 de ani de căsătorie. Ei, ce s-a întâmplat este că succesul ăsta anterior te promovează și te încurajează să te duci într-o anumită direcție. Cel mai mare încurajator al artei mele era mama. Mama îi plăcea foarte tare ceea ce pictam eu, am pictat pereții de la casă, eu știu, aproape toți vecinii din sat au avut casele pictate de mine. Ce să vă mai spun, singurul care mă descuraja total era tata. El mă voia la sapă, domnule, la coasă undeva, nu prostiile astea, domnule, stai și dai cu o pensulă pe un perete, nu? Trecea, nu zicea nimic, dar făcea așa o grimasă care era mai dureroasă decât orice batjocură care mi-ar fi dat-o. Analizează succesele anterioare. Du-te în direcția respectivă. Talentele tale se pot manifesta prin micile realizări care le ai în viață. Apropo de asta, acum când m-am lăsat de popit, nu mai sunt popă, tot îmi zic așa, îmi șoptesc în barbă, cam să mă apuc de pictură într-o zi. Nu știu când, dar deocamdată pictează nevastă-mea și o încurajez. Numărul 5, fă un test de aptitudini. Există multe teste de aptitudini, cum spuneam, de personalitate, care te pot ajuta să-ți descoperi talentele. Acestea îți pot indica domeniile în care ai aptitudini naturale și poți să ți le dezvolți. Nu? S-ar putea să fii la o facultate greșită. S-ar putea să-ți fie ales o meserie greșită, nu? Studiază bine aptitudinile care le ai, pentru că altfel vei avea probleme foarte serioase. Într-un program de-al meu de masterat pe care l-am studiat, eu am făcut educație creștină. În domeniul ăsta am studiat. Era un test de personalitate foarte simplu, dar extrem de exact. Și l-am aplicat la studenții de la Seminarul Teologic de la București. Ei bine, am descoperit pe unul dintre ei, culmea, era omul pe care eu îl ajutam financiar la studiile în teologie la București. Când mi-am dat seama în cine am băgat banii, m-am îngrozit. Dom'le, ăsta ar fi fost foarte bun de arhivar undeva, de contabil, cine știe undeva. Ăsta ura oamenii, nu știa să comunice cu oamenii, era rușinos, n-a fost în stare să vină să-mi spună mulțumesc, frate, pentru aia $50 care mi-i trimiți în fiecare lună. Atâta n-a fost în stare, pentru că nu-i plăcea să comunice cu oamenii. La sfârșit l-am găsit, l-am luat pe coridor și am zis, mai, îi cunoști bine pe ăștia de la cult? Știi că ăștia au casă de pensii? Du-te, poate te angajează acolo undeva. Că dacă tu te duci să fii păstor undeva, nu numai că ai să suferi enorm de mult, dar și vetele oițe ale tale o să sufere teribil. Că tu nu te pricepi să vorbești cu oamenii, domnule. Ție îți plac obiectele, cărțile, pe tine te obosesc cu oamenii, te enervează oamenii. Nu era pentru asta, săracul. Îmi dau seama că dacă ăsta ar fi fost într-o biserică după aia, ar fi suferit enorm și el și biserica în care el se ducea. Fă-ți un test de aptitudini. Domnule, dacă ai leșinat până acum când ți-a dat o injecție, așa, nu te fă doctor, domnule. Că o să leșin pe coridoare undeva, nici nu o să intri în sala de operații. Dacă nu-ți plac oamenii, dacă nu-ți plac copiii, nu te fă dascăr, domnule, deloc, nu te fă popă. Studiază altceva care se potrivește cu personalitatea ta.
descopere domeniul pentru care te-a făcut Dumnezeu. Ai o inteligență, așa cum era graficul ăla, du-te în domeniul ăla pentru care tu ești creat. Și există teste de aptitudini. Numărul 6, observă unde înveți rapid. Ce înveți foarte repede? Este un domeniu în care tu ai talent pentru direcția aceea. Ce înveți foarte repede? Băiatul meu mai mare are o minte ca și maică sa, soția mea, știe, cred că sute sau mii de poezii, nici nu-mi dau seama, pe de rost. Și acum mă surprinde, după 50 de ani, să-mi scrie, să spun o poezie la biserică și nu am auzit-o niciodată până acum. Mă, de unde ai scos-o? Zice, mi-am adus aminte. O, săracul de mine, eu nu mi-aduc aminte nici pe alea care le-am scris eu. Cineva de aici din Oradea, un compozitor foarte bun, a compus vreo 3 melodii pe poezii de ale mele. Și mi-a trimis niște CD-uri prin poștă. Am primit în America, prima mea reacție a fost, bă, vreun cântăresc din ăsta, săracul n-are bani și cumpăr ceva. Le-am ținut pe birou luni de zile. Și într-o zi le-am băgat în computer să văd ce cu astea. Mă, și mi s-a părut că eu am mai auzit versurile alea undeva. Și o chem pe nevastă mea, zici, bă, tu ești cu poeziile. Ce fel de... Cine a scris asta? Păi zice, tu ai scris poeziile astea. Aoleu, eu nici pe alea nu le țin minte, dar ia. Ei, băiatul meu mai mare are moștenit de la ea o minte de genul ăsta. Și ăsta învață fără să facă niciun fel de efort. Aude ceva, a rămas în mintea lui. Când eu am nevoie de ceva informație care nu le mai țin minte, îl sun pe ăsta. Ăsta știe imediat despre ce e vorba. Știe sute de filme care le-au văzut și asta mă îngrozește și mai tare. A lucrat la o firmă care făcea lămpi de asta de iluminat și a învățat pe de rost toate reperele tehnice, toate șuruburile, tot cum le cheamă pe fiecare, toate le știa. Șeful impresionat l-a luat de computer personal, îl lua pe el, hai babi cu mine că avem umblat după șef tot timpul, că ăsta știa despre ce e vorba tot timpul. Ei, dacă înveți așa ușor ceva, asta este chemarea vieții tale. În direcția asta trebuie să mergi. Descoperi că pentru asta ai fost creat de Dumnezeu. Observă, deci, unde înveți rapid. Dacă înveți ceva foarte repede, mai repede decât alții și ți este mai ușor cu anumite concepte, ăsta este domeniul pentru care Dumnezeu te-a creat. Și ultimul sfat, fii deschis la autodezvoltare. Talentele nu sunt totdeauna evidente de la început și unele pot necesita timp pentru a fi descoperite. Dezvoltă-ți o mentalitate de creștere. Acceptă provocările, lucrează continuu la tine însuți. Mâine să fii mai bun decât astăzi, în domeniul care te pasionează. Nu lânce zi, nu îngropa ceea ce ți-a dat Dumnezeu, să păstrezi așa cum ni s-a dat. Nu? Fraza asta mă supără foarte tare. Frate, trebuie să păstrăm așa cum am primit. Nu e în Biblia asta. Trebuie să venim cu mai mult. Trebuie să venim cu dobândă, trebuie să venim cu mai mult la Domnul. Dacă ai cântat 10 melodii, cântă mai departe să ai 100, după 100, 200 și așa mai departe. Lucrează în continuu, specializează-te în continuu, produ mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Când am ieșit din pastorație, am ieșit așa după un fel de furtună, dacă vreți, că uneori Domnul trebuie să te ajute, nu? Uneori când trebuie să faci un pas în față, primești un picior în spate. Și ne-am gândit acum ce putem face, domnule. E bine că atunci când vine o criză, o furtună în viața ta, să vezi ce a mai rămas. După ce a luat vântul și a demolat în jur, să vezi ce a rămas. Și să faci ce poți mai bine cu ce a rămas. Și atunci întrebarea noastră a fost, băi, ce știm noi să facem? Ce știm să facem? Pentru că altfel
muream de foame, aveam probleme financiare serioase. Și atunci am descoperit, mi-am adus aminte că am lucrat cu fratele Iosif Țon la Societatea Misionară Română timp de 10 ani și am învățat să fac cărți. Am învățat să facem cărți de la A la Z. I-am spus soției, tu ai făcut artele plastice, tu te pricepi la coperți. Asta e expertiza ta, tu îmi dai idei de coperți. Eu știu să fac typesetting, știu să fac paginație, știu absolut tot ce trebuie. Și ne-am deschis o editură și am publicat peste 200 de cărți în ultimii 4 ani de zile. Ei, întotdeauna gândește-te la resursele care le ai. Nu fă ceva care n-ai mai făcut și care nu știi. Pornește de la ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Construiește pe direcția aceea. Talentele nu sunt întotdeauna evidente de la început, așa cum spuneam, dar ele pot fi descoperite și vom putea crește în direcția talentului pe care noi îl avem de la Dumnezeu. Descoperirea talentelor este un proces continuu, dar fiecare experiență nouă te poate duce mai aproape de a înțelege mai bine ceea ce te definește pe tine, ceea ce ești tu cu adevărat. Acum, unul dintre oamenii care candidează de președinte în România este Mircea Joana. Mircea Joana a fost ambasador al României la Washington. M-a invitat odată la o întâlnire cu fostul președinte Constantinescu și am avut onoarea să îi predic la tovarășul președinte 5 minute. Am avut onoarea să vorbesc 5 minute. Ne-am împrietenit într-un fel și l-am invitat la Chicago. A venit la biserica noastră, domnul Joana. Și acum eram emoționat, eram mult mai tânăr, pe vremea aceea mă emoționam mai repede decât acum. Și când se deschid ușa la birou, cheia nu nimerea unde trebuie. Și Joana zice, domnul pastor, ce încercați cu cheia succesului. I-am zis, domnul ambasador, dacă găseam cheia succesului, eram ambasador astăzi. Zice, domnule, vrei să schimbăm? Atunci a făcut o pauză și spre surprinderea lui, am zis, nu vreau să schimb cu dumneavoastră. Dar de ce, domnule? Ce e rău să fii ambasador? Zice, nu e rău deloc, dar eu sunt un ambasador unei împărății mai mare ca dumneavoastră. am o împărăție mult mai mare ca dumneavoastră. N-am să uit niciodată asta, pentru că asta m-a ajutat pe mine să înțeleg, de fapt, rolul pe care eu îl aveam mai bine. M-a ajutat discuția aceasta să înțeleg că sunt chemat să fiu un ambasador al cerului în lumea asta în care noi suntem. Hai să vedem și câteva concluzii. Era un frate care întotdeauna își încheia predica, un om de la țară, zice, și acum în confuzie, pentru el confuzie și concluzie era cam tot una, și acum în confuzie, zicea el, numărul 1, fiecare suntem înzestrați de Dumnezeu cu unul sau mai multe talente sau daruri. Dumnezeu este generos și ne dă fiecăruia după puterea noastră, nu? Pentru înaintarea împărăției sale. Singurele domenii în care creștem spre excelență sunt cele ale talentelor și darurilor primite de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, vei crește în direcția respectivă. Dacă nu e de la Dumnezeu, tot efortul tău este steril, te chinui și chinui și pe alții. Vei crește în măsura în care îți înțelegi darul lui Dumnezeu și lucrezi în direcția darului care l-ai primit de la Dumnezeu. Numărul 3, biserica este un loc potrivit pentru a ne descoperi talentele și darurile primite de la Dumnezeu. Din păcate însă, biserica de astăzi se implică foarte puțin în societatea în care noi trăim, de aceea și sfera, a activităților este redusă la incinta bisericii.
una dintre primele mele cărți care le-am scris a fost Biserica în asediu. Pentru că am ținut o serie de predici aici, în biserica asta, și pentru mine a fost un fel de revelație din partea lui Dumnezeu că noi eram ca o cetate a Samariei asediată de alții și eram închiși între zidurile bisericii. Biserica însă nu s-a dezlipit de mentalitatea asta. Încă suntem între ziduri. Foarte greu ieșim în afara zidurilor. Eu nu știu dacă Dumnezeu a avut intenția ca noi să construim clădiri. Biserica lui Hristos nu este formată din cărămizi, ci din oameni, din ființe vii. Și se simte o nevoie extraordinară pe plan mondial să redescoperim ceea ce a vrut Dumnezeu să fie biserica. Pentru că noi am băgat-o între niște ziduri. Și nu prea ieșim afară. Culmea, și când am început să ieșim afară, am început să facem ceea ce face societatea, dar să încreștinăm ceea ce face societatea. Facem radio creștin, televiziune creștină, școală creștină. Deci încercăm să încreștinăm ceea ce face societatea de astăzi. Și nu ieșim afară să spunem, domnilor, ce vreți să faceți aici? Vrem să vă ajutăm. Noi suntem o biserică, vrem să vă ajutăm. Cred că ar păți ceva ăștia de la primărie să ne ducem la ei, să le spunem ce aveți nevoie, că noi suntem gata să ajutăm. Nu? Nu cred că li s-a întâmplat niciodată așa ceva. Tot timpul ne-am dus la ei să ne ajute ei pe noi. Nu? Ce-ar fi să le spunem? Vreți să curățați orașul? Uite, suntem noi aici 200 de tineri care vrem să ne oferim voluntar să facem curățenie. Ar veni televiziunea. La un curs pe care l-am predat la București, studenții din timpul acela mi-au zis, zice, frate drag, acum terminăm, era anul 4, terminăm seminarul, zice, nu sunt locuri, domnule, unde să ne duc, ce o să se întâmple cu noi, nu? Practic spuneau, locurile la microfoane sunt ocupate deja, nu? Mai ales la alea importante. Ce ar trebui să facem? Și atunci le-am dat o sugestie. Îmi zis, măi, e iarnă. Era iarnă, dacă aș fi în locul vostru, aș face o colectă imediat din banii tuturor și aș cumpăra un motor de tăia lemne. Erau să-și facă cruce toți. Și ce să facem cu el, băi? Să mergeți prin suburbiile Bucureștiului și să spunem, noi suntem studenții de la teologie pentecostală și vrem să vă tăiem lemne gratis pe iarna asta. Nu, dar nu le venea să creadă ce îmi debitează mintea. Ia zi, mă băieți, dacă ați face treaba asta, ar veni televiziunea, v-ar face o popularitate extraordinară și oamenii au venit să vadă biserica aia a căror studenți taie lemne la oameni săraci. Nu să vă luptați voi pentru microfoane. Ar trebui să începeți să slujiți altora. Dar mă rog, asta e un alt subiect. Și ultima concluzie cu care terminăm și vă dau voie să puneți întrebări dacă mai sunt. Folosește darurile și talentele tale pentru slava lui Dumnezeu și nu și pentru folosul bisericii sale și nu pentru beneficiul tău personal. Ok? Nu pentru beneficiul tău personal. Foarte mulți oameni plini de talente vor să facă bani pe talentele acelea, vor să fie faimoși, n-au nimic împotriva să fie faimoși, nici bogați, dar să dea slavă lui Dumnezeu și să mărească numele Domnului prin ceea ce fac ei, pentru că talentul a fost dat pentru împărăția lui Dumnezeu și darurile sunt date pentru folosul altora al creștinilor din Biserica lui Hristos. Vă mulțumesc pentru atenție, Domnul să vă ajute. Sunteți toți copii talentați și eu cred că printre oamenii talentați acestei lumi sunt românii. Noi suntem specialiști în temirce și am putea să facem lucruri foarte mari pentru Domnul în momentul în care ne punem talentul la dispoziția Lui și a împărăției sale. Domnul să vă binecuvânteze!